Hai noroc fraților și bine v-am la un nou episod astăzi, suntem pe în doi Tiger Ghost pe seria noastră principală. Înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să-l și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere și nu uitați să dați un ad pe Discord pe care îl găsiți tot jos în descriere. O acțiune la toată lumea și în plus că o să facem și un server de Discord în viitorul apropiat, așa că băgați mare acolo cu, cu un ad. Bă, mă gândeam azi să fac cioburile, adică eram în map 2 să fac cioburile și m-am să facem un videoclip, un experiment mai mult. Mai merită oare să farmez în map 2 pe Metin? Chiar sunt foarte curios, n-am mai farmat de mult să vedem exact ce și cum, uh, ce și cum dropăm. Avem fix 3 ore din mănușă, o să farmăm până, până terminăm cioburile, adică o să batem la Metin special ca să terminăm cioburile. Și o să luăm tot dropul să vedem câți bani am făcut tot dropul asta, însemnând pietre plus 0, 1, 2, 3, 4, mă rog, și cărți. Orice carte, orice piatră, noi o să le adunăm de pe jos. Pe filmare o să vedeți fiecare metin pe care îl bat și timpul, hai să punem și un cronometru. Am pus un cronometru aici de o oră, să vedem cât durează. Așa că trebuie să-i mare, am găsit din prima o metin din nivel 25. Hai să spargem, la celelalte metin o să mă dau jos să bat și mobi pentru că pică ciobor la mobi, așa că nu trebuie să furăm timp absolut deloc. A picat cartea, a picat și, și piatră, evident. Și cam atât nimic bun. La cărți și la, la pietre o să, de fapt, o să vedem, dar la cărți o să ne uităm la final de tot. La toate, toate cărțile. Până atunci ne uităm la ele, uite două cioburi. Să vedem și când ne ia să facem corurile la metin. Per caracter, mă rog, avem patru caractere. Așa că e un videoclip interesant, zic eu. E un videoclip un experiment mai mult, care, de care eu eram chiar foarte, foarte curios, sincer. Chiar mă gândeam să văd dacă mai merită să farmeze lumea în map 2, ca pe vremuri, cum era pe vremuri, de farmai map 2 la pietre, vindeai pietra cu 30-40 de K și aia erau banii tăi, pentru că carte nu prea pica și dacă pica oricum nu era ceva bun, înțelegeți? Așa că, da. Asta este al doilea metin, hai să ne dăm și noi să batem arca și să vedem dacă ne mai pică vreun ciop ceva din ei. Uite un job aici. Hai să luăm. Pe filmare cred că o să vă arăt doar finalul metinelor, nu o să vă arăt și cum am făcut la astea primele două, pentru că nu are sens, adică e același lucru la fiecare metin, doar că drop-ul se schimbă de la metin la metin, așa că drop-ul o să o să vedeți la fiecare metin și cam atât. Uite piatră, uite carte și cioburile, evident, pe care le au. Așa că noi trecem la următorul meeting și facem exact cum v-am zis, o să vedeți doar dropul. Be right back. Hai să vedem, avem altele la meeting acum. Carte și piatră și cam atât. Țineți cont că batem și cu mănușă site și cu mănușă joc. Adică un începător probabil n-ar avea mănușă joc. Site-ul ar putea să le oricine pentru că, na, vași banii pe site și se luată mănușă site. Dar mănușă joc n-ar putea să aibă oricine, oricine. Dar oricum, dacă ți-e mână și side, ai șansă, cred că 100% la drop și la carte și la piatră, deci nu cred că ar fi problemă. Nivelul perfect ar fi ăsta pe care l-am și adică nivel 30, ca să ai drop și la side-uri, să side, ai drop la minte de 25 și 35, deci eu zic că nivelul ăla avem perfect, avem mână și site, mână și joc, nu avem drop pe accesorii, dar cine are drop accesorii nu up 2 până la urmă, sincer să fim și noi acum, așa că eu zic că avem echipamentul perfect. Am bătut 3 metri până acum, avem 3 cărți și 3 pietre, nimic bun pe partea de pietre. Pe partea de cărți încă nu știm. Am făcut un cor, s-au dus 7 minute, deci hai să vedem următorul metrin. Bun, hai, metrinul cu numărul 4, de nivel 35 și ăsta, ca și cel precedent. Văd câteva ceburi pe jos, nu foarte multe. s ar putea să farom ceva, ceva mai mult timp, pentru că am avut drop slab la cioburi metrinile astea, nu știu de ce. Avem carte, avem piatră și cred că doar 4 cioburi sau ceva de genul. În fine, până acum nicio piatră bună, la cărți încă nu știm, uite mai de nivel te zice aici. Așa că revenim cu metinul numărul 5, contorizez și metinele pentru că vreau să știu și câte metin trebuie să bat exact ca să termin cioburile și de aia le, de -aia le contorizez. Asta e metinul numărul 5, hai să vedem ce drop are. Bun, și metinul cu numărul 5 e gata. Avem metinul de nivel data asta, văd ceva mai multe cioburi, mi se pare mie. Avem piatră care e plus 0, carte șase și 6 din cioburile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cioburi, deci mai bine decât la mitin de nivel 35. Avem două coruri momentan și avem 5 cărți, 5 pietre. Cărțile nu știm exact ce, dacă sunt bune sau nu, dar pietrele știm că sunt varză. O să le punem la 250 de ca bucata pentru că eu cred că s-ar cumpăra. Eu nu o să le păstrez, o să le arunc după, după video, evident. Dar, na, un începător n-ar trebui să le arunce, ar trebui să coleagă absolut, absolut tot de pe jos și să bage pe shop să vândă. Așa am făcut eu, așa mi-am făcut rost de bani de alchimie legendară, plus evenimentul Jigsaw. Adică astea sunt sfaturile mele pentru un începător, să adune absolut tot ce farmează, să ducă la minerit și să profite de evenimentul Jigsaw la maxim. Bun. Asta să cu numărul 6, hai să vedem ce dropare, mai tot de nivel 30, momentan văd deja două 3 cioburi pe jos, ceea ce pare să fie ok. Hai să vedem și pe tine cu numărul 6 ce dropare. Văd ceva multe iteme pe jos, dar nu ne interesează de pe noi asta. Bine, dacă sunt începători, puteți lua și itemele de pe jos să le vindeți la, la magazin general, că aveți ora așa fixă aici lângă voi, deci e ok. Piatră, din nou un gunoi de piatră, carte și multe, multe cioburi. Ok, sunt să luăm și cioburile. Cred că toți au fost, de fapt, și la mitin ăsta. Până acum, drum mai bun la mitin de nivel 30 decât la alea de 35. Ciudat, dacă mă întrează mine. Avem 6 metine bătute, două coruri și 6 cioburi sau 7 șapte cioburi. șapte cioburi. Momentan, nicio piatră bună. Așa că, hai să ne dăm la mitinul cu numărul 7. Mitinul cu numărul 7, mitin de nivel 25. Ceva mai slab dropul astea. Adică n-am picat niciun cord, după cum vedeți și voi. Hai să spargem și mâinile să vedem dacă ne dă carte și piatră. Bine, probabil ne dă 100% carte și piatră. Exact, tot plus 2 cartea, asta e piatra. Deci tot piatră nașpa, cartea încă nu o știm. Avem 7 mâinile bătute momentan, hai cu al 8-lea. cu numărul 8 ne aduce un uh, item la care nu o așteptam, dar uh, se poate farma map 2, desigur. Să-l batic de devătat global transformării care e undeva la 10kk. Deci... Eu zic că doar pentru asta ar merita să veniți formați aici. Așa că punem acolo plus 10 caca în, banca bancă. Hai că nu mai opresc filmarea asta, că mai avem puțin și batem și metinu. Momentan doar un job. Deci până acum, cel mai bun drop pe partea de cioburi la metine de nivel 30, adică la metine de nivelul meu. Dar pe partea de bani, momentan, avem la metinu ăsta, pentru că ne-a picat glob. Evident că nu știm ce cărți avem și nici la ce metine au picat, nu mai știm. Dar momentan, da, pe partea de, de bani, metinul de 35 e cel mai bun, pentru că ne dă glob transformării sărbații de votat. Bine, și la metin de nivel 30 pică, adică și la alea puteți să că și la alea pică. Bine, eu vă sugeră să bateți orice fel de metin, de avem nivel 30 ca să avem nivel și la side și la orice fel de metin. Piatra monștilor plus 2, din nou, un căcat de piatră. A, cu, uite cartea și să vedem câte ciobără dat, eu am văzut puține. 1, 2, 3 și atât, nu? Da, deci doar 3 cioburi până acum am de nivel 35, că am drop dropul la, la asta dacă mă întrebați pe mine. Avem 8 metine bătute, 3 coruri deja, deci probabil mai bate undeva la încă vreo 3 metine zic eu. Și până acum nicio piatră bună, singurul item din care am putea să facem bani în afară de pietrele la care sunt 250 de ca bucata, mă rog, ar fi globul transformării care e 10 kk. Acum vedem la final și rezultatul cărților, pentru că dacă e tăi și 10 kk, dacă e ora e 13 kk, deci, na, dacă sunt cărți bune, se fac bani. Dacă nu, aparent deloc, pentru că pietrele n cum să ai așteptat la pietre, că e drop foarte, foarte mic. În fine, revenim cu metinul cu 9. nou. Metinul cu 9, din nou un metin de nivel 25, unde de data asta a picat un ciob, dar doar atât din păcate. Hai să vedem dacă pică carte și piatră, eu cred că pică asta la asta de fapt. Uite piatra, uite și cartea, piatra din nou un gunoi de piatră. Am bătut nouă metine, mai avem 38 de minute dintr-o oră, adică s-au dus 22 de minute. Avem 9 metine bătute până acum, 3 cioburi făcute, uite și metinul cu numărul 10 și momentan nicio piatră bună, singurul item din care putem să facem bani momentan este globul de transformare și cărțile, evident, pe care nu le cunoaștem încă, o să ne uităm la final la ele. Așa că batem metinul cu numărul 10, hai să vedem ce drop are. Hai să vedem metinul cu numărul 10, e aproape spart, 2, 4, 5 cioburi am văzut eu așa pe repede înainte, piatră din nou plus 0, hai să vedem 1, 2, 3... 4, 5 și cam atât. Bun, 10 mai bătute, hai cu numărul 11. Hai să vedem cu numărul 11, e, am bătut eu toți mobii, văd ceva multe joburi pe aici. O să vedem la final câte, câte sunt. Hai să vedem dacă pică vreo piatră bună. Pitlări plus 4, probabil nu are niciun preț, chiar nu știu ce preț are, dar, mă e prima piatră plus 4. Hai să ne joburile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bă, ești prost, 11. Mi-a dat un cor și încă un ciop direct la un metru. voi să esteți nebun la cap calome așa. Mai avem încă 4 cu 3, 7, încă 3 cioburi de făcut, adică probabil încă un metin de nivel 30, pe care o să-l găsim puțin mai, mai încoace, probabil. Avem 27 de minute de când batem, 11 metine bătute, 2, 4, 6, 8, 10, 11, da, 11 menții nebătute, nicio piatră bună, doar un glob al transformării de sălbatic de votat, care e vreo 10kk, plus cărțile pe care le verificăm la final, dar, da, momentan nicio piatră bună, un pic, un pic nașpa, decât pitularea asta, plus 4, care, ha, baram, dacă care e vreo peza nouă, nu cred că are niciun preț, sincer, dar o să vedem după în, în bazar. Hai să mergem și la metinul cu numărul 12, care cred eu că o să fie și ultimul metin ca număr, așa că ne vedem la metinul cu numărul 12. Bun, hai că metinul cu numărul 12 și ultimul, pentru că au picat 3 cioburi, este unul de nivel 25, da? N-are nicio legătură. A picat piatră, a picat și carte și hai să luăm și astea 3 cioburi, să terminăm toate corurile cum ar veni. Le-am terminat acum. Hai să uităm și la cărți. Avem 12 cărți, cum am zis și mai devreme. Aruncarea dragonului o aruncăm, aruncarea fulgerului o aruncăm, iureșul păstrăm, vârtejul îl aruncăm, armură vrăjită, ajutorul dragonului ok, norotrăvitor aruncăm, aruncarea fulgerului aruncăm, binecuvântare ok, vârtejul dragonului o aruncăm și aruncăm în jurul, și iureșul de când avem nevoie de el. Dar noi să calculăm și metinele, și cărțile astea, pardon, plus pietrele pe care o să le aruncăm, deci nu avem ce face cu ele. Dar o să facem în felul următor. Două secunde să scot calculatorul. Și avem în felul următor. În 30 de minute de farmat în map 2, pentru că atât am farmat cât timp am făcut cioburile, avem așa. 4,5 kk plus 3,5 kk plus 10 kk globul plus punem 100 de k Cartea, cartea, proastă și au fost uh, 10, adică plus un KK, plus 2,5 din pietre. Plus 2,5 KK și ne dă 21,5 KK. Ah, mai avem aici două două cărți care oricum sunt varză. Și pitularea asta a spatru 4 care nu cred că ar costa ceva, dar o să mergem să ne uităm, să ne uităm în bazar. Deci, în 30 de minute de format în Map 2, am făcut 21,5 k dar am avut noroc la globul sălbatic pentru că sunt șanse mici să vă pice a, glob de transformare să mai fie și de sălbatic de văzut. Dar noi îl punem la preț ca și cum. A, na, spune că ne-a picat cum ar veni. Așa că. 21 de caca în 30 de minute n-ar fi foarte rău pentru map 2, ar fi chiar foarte bine dacă am întrebat să vine 21 de caca în 30 de minute Doar că trebuie să mergem acum repede în bazar să vedem cât costă și pitularea aia. plus 4 Și dacă aia costă și acea uite-o aici pe care nu o să sparg pentru că nu mai am cioburi și nu are sens O să mergem în bazar să vedem cât costă și pitularea aia și dacă are ceva preț o mai adăugăm acolo Așa că revenim din bazar Am ajuns și în bazar Hai să vedem cât e o pitulare plus 4. Pietrele spiritului, pitulării plus 4. Hai să pe aici. Bă, e 3 ca și asta. Acum îmi pare rău că am aruncat-o, sincer. Bine, oricum, nu știu dacă se vinde la bani dar noi spunem 2,5 k Și am avea... Eu pe ticker. Am avea 24 de kk făcuți în 30 de minute de map 2. nu, <laughs> nu... No, no. 24 de caca făcuți în map 2 în 30 de minute. Eu zic că e foarte, foarte, foarte bine. Așa că ăsta vă și de -o clip, băieți. Ăsta vă și experimentul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe. Să -o și mie un follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere. Eu am fost Joe și noi desigur ne revedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!